Yeah, we really need revivals. Cu siguranță avem nevoie de treziri spirituale. And in many parts of Europe we can look back to really strong revivals in the late 17th and the 18th century. Și în multe părți din Europa ne putem uita la câteva treziri importante finalul secolului 17, secolul 18. But revivals is not something that we have in our hands. We cannot control it. Trezirile spirituale însă nu sunt lucruri pe care să le avem sau realități pe care să le avem cumva în mâinile noastre și pe care să le putem controla. It's something we need to pray for. Sunt lucruri pentru care trebuie să ne rugăm. That God will pour out his spirit. Ca Dumnezeu să aducă prin Duhul Său cel Sfânt turnat. At the same time as we are praying for that, în același timp, în timp ce ne rugăm pentru astfel de treziri, we need to do what we can do and what we are called to do. Trebuie să facem ceea ce putem și știm să facem. Building good churches. I'm not thinking about the building, but alcătuind biserici sănătoase. And teach God's word. Învățând cuvântul lui Dumnezeu. And train God's people in evangelism and apologetics. Și pregătind oamenii lui Dumnezeu pentru evangelizare, pentru apologetică. If one study times of revivals, dacă studiază cineva momentele trezirilor spirituale, there are those intense periods when people are drawn to the gospel. Sunt acele momente și zone intense în care oamenii sunt atrași către Evanghelie. And it's combined with very strong emotions. Este acolo și o puternică prezență emoțională. But no one can live in those emotional highs for their whole life. Însă un lucru aș sublinia aici, nimeni nu poate să trăiască într-un astfel de moment de intensitate emoțională pentru toată viața. So even when there have been revivals, then gradually that moves into another stage. Atunci când au fost astfel de treziri spirituale, într-un mod gradual lucrurile s-au mutat spre o altă fază. Where I as a disciple needs to know, now when I don't have all those strong experiences, why do I believe this to be true? Acolo unde eu ca ucenic pot să spun n-am avut parte de astfel de treziri spirituale, de unde știu că lucrurile acestea sunt adevărate? So as I see it, it's not an either or, the Holy Spirit or apologetics or revival or apologetics. Situația nu văd una ca fiind ori una ori alta, ori Duhul Sfânt, ori apologetică sau trezirea spirituală sau apologetica. They go together. Lucrurile acestea merg împreună. Was the raw alert message that everyone got the storm. Okay. I see. Okay. Bun. Anyone else? Altcineva? Can we have apologetics in the Christianity, inside of Christianity, on doctrines? Yeah. I think that's quite important. Cred că da și cred că lucrul ăsta e important. It's part of this first dimension of apologetics to explain what we believe. Este parte din primul segment al apologeticii, cel de a explica ceea ce credem. And we who are Christians, we need to grow in our understanding of our own faith, what we believe. Și noi creștini fiind trebuie să creștem în înțelegerea a ceea ce credem. And that relates to doctrine. Lucrul ăsta are evident legătură cu doctrina. What do we mean when we say that there is one God, but still Father, Son and Holy Spirit? Ce vrem să spunem de fapt, sau spune Scriptura când spunem este un Dumnezeu, dar de fapt avem trei persoane, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. What do we mean when we confess that Jesus was a real human being at the same time he was the Son of God, he was
truly man and truly God. Ce spunem când, de fapt, când spunem că Domnul Iisus Hristos a fost cu adevărat om și mai apoi cu adevărat fiul al lui Dumnezeu în același timp 100% om, 100% Dumnezeu. Or we confess that this is the word of God. Sau când mărturisim, acesta este cuvântul lui Dumnezeu. Even though it's written by huge number of human beings. Chiar dacă este scris de un număr destul de mare de ființe umane. So there is a huge apologetic work in relationship to our central Christian doctrines. Okay, este o muncă mare apologetică în legătură cu partea aceasta de înțelegerea doctrinelor. If one goes to Paul's letter to Titus, dacă ar fi să mergem și să citim în Tit, he's describing the elders. Tit descrie prezbiterii, and he says different things about qualifications for an elder. Pune, menționează câteva calificări pentru un prezbiter. And then he mentions, without using the word apologetics, he's mentioning apologetics as one aspect. Și fără să folosească cuvântul acesta de apologetică sau apologia, menționează un lucru care are legătură cu el. Titus 1, verse 9, he must hold firmly to the trustworthy message as it has been taught, so that he can encourage others by sound doctrine and refute those who oppose it. Spune în versetul 9 din capitolul 1 în Tit să se țină de cuvântul adevărat care este potrivit cu învățătura pentru ca să fie în stare să sfătuiască în învățătura sănătoasă și să înfrunte pe potrivnici. So there's an apologetic task in relationship to the church, encourage the believers in the sound doctrine. Este o abordare apologetică cu privire la biserică să încurajeze pe cei care cred. And then refute those who oppose it. That is apologetics to the outside world. Și apoi apologetica cu privire la lumea de afară să înfrunte pe cei care sunt potrivnici. To refute all those criticism that I listed earlier. Să înfrunte pe toți acei critici pe care i-am listat mai devreme. We need to be many more that are courageous and open about our faith. Trebuie să fim mult mai mulți curajoși și deschiși cu privire la credința noastră. Out on the marketplace and in our working place and în piață, la lucru, la locul de muncă. And in our families. În familiile noastre. And we need to be sensitive to the specific persons we have in front of us. Și trebuie să fim sensibili cu privire la persoanele pe care le avem înaintea noastră. You might remember in Acts 16 when Paul is in Philippi. Aduceți-vă aminte în Fapte 16 când Pavel este în Filip. And he's been in prison there and Paul and Silas is worshiping God. Au fost încarcerați și Pavel și Sila laudă pe Dumnezeu. And then there's this earthquake and they are free and mai apoi acel cutremur de pământ, sunt eliberați. And the Roman jailer realizes that he is confronted by God. Și temnicerul își dă seama că este confruntat de însuși Dumnezeu. And he asks Paul a wonderful question. Îi pune apostolului Pavel o întrebare minunată. What shall I do to be saved? Ce să fac ca să fiu mântuit? And in that situation Paul is not dealing with any apologetics. Și în această situație Pavel nu are parte de un astfel de moment de apologetică. He gives the gospel, of course. El transmite evanghelia, desigur. Believe in the Lord Jesus and you will be saved. Crede în Domnul Iisus Hristos și vei fi mântuit. So when a person have that question, of course we should give that answer. Când o persoană are o astfel de întrebare, răspunsul potrivit este acesta. The problem is that very few people in my context in Sweden are asking that question. Problema este că foarte puțini oameni, de iau contextul din care vin eu în Suedia, foarte puțini oameni mai pun o astfel de întrebare. They are asking a lot of other questions. Întreabă tot felul de alte lucruri. And then I need to deal with those questions. Și mai apoi, evident, trebuie să mă preocup cu acele întrebări. And we are going to move on to the next section, which actually is about asking questions. Am vrea să trecem înspre următoarea sesiune care de fapt tratează exact lucrul ăsta a întrebărilor, a pune întrebări.